Jedinic, iată-l intrare, bravo, chiar ne controlează temperatura, vă rog. Așa, на руки, на руки. Знаешь что? Не застрели, случайно. Ну, можете показать на камеру? А то подумает, что вдруг... Un prieten adevărat aici la Jedinic, la intrare, la spital, mă uit cu mască, e tare sever. Aici, așa și trebuiește. Dar de unde așa măști? Păstrează distanță. La farmacie. La farmacie, că nici nu să vedem dacă ori da bonul și scrie pe bon. Să mai controlăm. De tare și cândva, pe octombrie, m-au ajutat tare cu pensiune. Bravo! Mulțumesc medicilor de la urgență. Edeniț. Bună ziua! Да мы же телеца действия? Да, что-нибудь ага. Да, моя отфил, чего? Децесатура. Моя промоз. Моя промоз. Ага, промоз, я тоже авиам, который ку клапан, ну, миди, протекции мои. У 150 лей? 150 лей. Да. Да, ку клапан, который, адика, ну, пермити... Да, тот иди оуникс фолосенц. Asta se spală, asta până la nu știu câte ori se poate spălat chiar în mașina de spălat. Pur și simplu când aveți un drum mai mult, viața asta se umezește, pentru că noi respirăm umiditatea aerului. Dar și adică cu... cu nu vă temeți la spital la risc sunteți, nu? Suntem la risc, da. Da, ceva negri, mai am văzut, nu știu, scris pe dânsele. La intrare, la detalii am văzut. Am avut și negru. Da? Asta cât e? 10 lei, 74. Hai dați-ne două. Și de este simplu, vezi, da? De unic folosim. Că tot așa, ori altfel. Altfel, tot așa. Și pe bunker scrie mască? Mască, scrie mască. Da, uitați-vă ce bravo sunteți. Okay. Ce bravo sunteți. Și apoi zic lumea că nu... Mască de protecție cu elastic. 10 lei 79 de bani. Deci da. Că bine, cum vă numiți? De protecție. Aha, sârbul Людмила. Браво. Iată, întâlnim și farmacii din Jedinec, care mă uit să respectă tot și distanța, și tot iau toate regulile. Să zic cineva că nu-i scris, că spângeau că nu-i scris pe mască. Pe mască, respectați distanța de un metru, îndrept în farmacie cu mască, credeți că asta cineva citește? Vânzarea în polnei hod merge lângă spitalul din Jedinec. Cât face da, toarnă 8 lei, 2 perechi. Înțeles. Aha. Da, eu n-am tot să răspund că avem lume. O venit acasă? Da.
dau 2 lei. Nu am 2 lei. 5 aveți? Nu, 5 n-am. 10 am. Dați-mi 8 și vă dau 10. Bine. Mulțumesc frumos, înțelegi. Eu de-am atât alerg, schimb bala rutieră, bala magazin. Da, așa, măști de protecție cât faci? Avem măști, uitați așa, de 10, 8 de 8. Și avem măști 1,75, ca cu asta care eu respir, dacă care mai ușor respir. Da, pe vizavi de dumneavoastră, da. 8,50 de asta albastră. Fiți așa? Da. Eu nu mă pe vizavi, eu de la 8 până la 8 aici, și nu pot știu prietenile. Dar dumneavoastră luați seama că este care are 3 sloie și este care e un sloi. Și nu comparați una cu alta. Câte probleme am avut așa că acolo costă atât, acolo atât. Și când au venit și am comparat, atunci s-au primit o leacă mai... Da. Diferența nu chiar cum trebuie. Țineți sub bănuță dumneavoastră. Eu că am vrut să vă trag la lege pentru bănuț. Nu, trebuie. Bun, mulțumesc mult. Să mă trageți la lege. E mai bine dau de la mine decât să mă trage cineva la lege. Am înțeles. Eu mai ales de când problemele mele, atâtea probleme am avut când m-a decedat băiatul în accident. A, pe dumneavoastră sunteți la mine în prieteni. Da, cine? Valentin Borodache. Da. A, prieteni, eu mă uit pe parcat fel de cum am citit Oprea, cum bun. Da, eu o să vă dorim succes. De asta nu vă supărați. Fiecare magazin își pune prețurile lor. Nu punem noi prețurile, așa primim. Dar uitați-vă că aici scrie că măștile la noi sunt multiple. Adică sunt în 3 sloi. Da, da. Sunt măști într-un sloi. Acela merge mai mic și acela... Da, am înțeles de-am cum a filmat. Da, păi. Dar nici nu... Eu v-am recunoscut după numele Oprea, dar e ca Nivela, Nivela? Da. Ninele, parcă ceva ne aducem aminte. Țin minte că atunci mi-ați spus că în primul reportaj că ficiorul v-a decedat. Da. Asta cum de atunci spus, mai? Da, sunt 2 ani și 3 luni. Cum în suflet? V-ați mai împăcat? M-am împăcat și merg înainte și... Spune că așa jumate de an să ține. La orice pacient, el nu-i vinovat, eu trebuie să zâmbesc, să ajut lumea mai departe. Așa și-a fost profesia când mi-a plăcut de mic copil. Și vreau să vă fac așa un cadou pentru dumneavoastră. Doamne ferește, noi cadouri nu... Stați, eu vă-l plătesc, ceva nu, neobișnuite, da? Așa ceva... Aha, dar din dar. Așa cadou. Mulțumesc. Da, pus că cum? Să... 300 de lei, cred că. Da, la sfârșit. Știți bun. Că e mai bine să ai 100 de prieteni decât 100 de lei. Așa e corect. Bun, nu suntem noi cu cerutul, dar... Știu, fiindcă... dar sunteți foarte bravo și foarte bine că faceți așa reportaje. Iată, vom face publicitate vis-a-vis cum acolo, magazinul și cum la dumneavoastră. Cam unele și acele și acolo și mi-au dat bonul și la dumneavoastră. Bravo sunteți! Mulțumesc mult! Eu nu vă lăud când mi-ați dat asta, dar să... Da, eu știu, cu ce pot, cu ce ajut și chiar și la orice pacient, dacă vine și nu are un bănuț, 2, 3 și 10, pot să las la o băbuță care are o pensie foarte mică și nu are ajutor de nicăieri, nu are niciun copil, nu are nici pe nimeni. Chiar asta este, nu că vreau să mă laud, dar așa spun cum este, dar chiar Hipocratul e Hipocrat. Da. E ca și flori vă aduce cineva. El m-a felicitat cu ziua farmacistului, ieri a fost la medicul și a farmacistului. Pe 19 mi se pare că. Ieri a fost, ieri a fost, 20. Da, 20. Înseamnă că totuși cineva vă iubește. Dar o ieși și o mai obraznic, spate frigiderul de da, deschis. Da, nicio problemă. E ca să gândi lumea că s-o înțeles dinainte, nu m-am înțeles nimic. Ei, nu e nimic, nu știu ce nu să... Am uitat-o ce curățenie. Eu cred că... Bravo. Și care sunt cele mai întrebate medicamente? Acum... De inimă, precis. Acum sau... În general, în timpul epidemiei. Foarte multă lume acum cumpără paracetamol,
аспирин, арбидол, когачелу. Парацетамолу pentru температуру. Поте vreau să ascundă ca nu coronavirus. Ei nu vor să ascundă, dar chiar dacă au băut o apă rece din frigider și are temperatură... Câteodată și eu tușesc o dată și îmi pare că gata, m-a obcat. Da, oricum e paracetamolul în putere și... Și noi propunem și alte preparate, propunem norofenul, ibuprofenul, acum ibuprofenul nu chiar merge, merge norofenul. Ne stăruim să ajutăm și să facem tot ce e bine. Bine, mulțumim că aveți grijă. Pentru toată lumea.